Ia uitați. Perna. Plapuma de la ei și plapuma pe care mi-am cumpărat-o eu, care e cu gât. Cu gât. Și dacă o strâng se face pernă, bă. Și ne-a dat și de-astea de ochi. Și ne-a dat și de-alea de urechi, dopuri. Dar eu am ear cancel, am am de-alea Max, pula mea, AirPods Max și noise cancellation și tot. Și ne-a dat și niște căști pentru TV-ul ăsta de 2 lei. Dar eu o să stau pe iPad și o să mă uit la Fantastic Beasts. Nu! Mă uit la Fantastic Beasts azi pentru că am fost la Harry Potter și m-a stârnit și mi-am luat bagheta lui Dumbledore. Vom pleca 7 ore și ceva vom face până la Paris. 2 ore stăm la Paris și după 3 ore până la București. O să încerc să iau niște pastile de alea, de fapt nu pastile, gummy bears cu melatonină ca să pot să dorm. Eu nu pot să dorm pe mașini, pe avioane niciodată, dar o să încerc, mă chinui. Dacă mă chinui, reușesc, de obicei. O să încerc să dorm cât de mult, pentru că m-am trezit la 8 dimineața, ora de aici. Acum fiind ora 9.21, încerc să mă culc la 10, să dorm 7 ore, tot zborul adică. Și după sper că o să fiu fresh când ajung în București, o să fie ora 3.50 după amiaza. O să încerc după ce ajung să stau treaz toată ziua, să mă culc la 11 seara, 12, ca de miercuri să mă trezesc în forță, să încep ziua și să fiu spartan. Vă pup. Ne vedem la Paris cu următorul update. Am dormit tot drumul, am spart 6 ore jumate, am dormit, poate mă reglez direct fără jet. Oameni buni, s-a întârziat 2 ore jumate și avem 12 minute de când am ieșit din avion până să ajungem la celălalt avion. Este un coșmar, este grav. Oare vom ajunge? Nu vom ajunge? Cine știe? Mai trebuie să trecem o dată prin securitate, nu știu. Oribil. Mă piș pe ei. Am pierdut avionul, băi. Băgaleași. Am ajuns la 12 și 3 minute, la 12 pleca avionul. Nu ne aștepta și pe noi, bă, 3 minute, bă, tarom, bă. Ță. Ăștia de la Delta, care au întârziat 2 ore jumate, bulangii, n-au funat și ei să zică, bă, am ajuns, așteptați-i pe ăștia, că era fără 20, ne-am chinuit, am trecut în față la toate cozile, la securitate, la nu știu ce. Putea să sune și ei să zică, domne, tarom, așteptați că ajung în 5 minute, nu închideți, mai dați delay, nimic, muie, la toți ne-a tras. Nici n-au trecut 3 ore, să putem să compensăm, să ne luăm bani, 2 ore jumate. Suntem monștri, suntem zombi. Mergem prin aeroport doar că n-avem ce să mai mergem, unde să mai mergem. La ora 9 seara ne-a găsit avion. Avem de așteptat 8 ore random în aeroport. E un coșmar oribil. Cred că ne luăm hotel aici în aeroport. Sunt vreo 5 hoteluri destul de șmechere. E unul cu piscină. M-aș băga într-o piscină ca să nu mă culc, ca să-mi rezolv eu jet lag-ul. Ca așa dacă deja aici e zi, eu n-am dormit decât 6 ore pe avionul ăla, ceea ce e bine, dar n-am nu prea dormit bine. Măcar să nu mă culc acum când ajung în pat la hotelul din aeroport, că după n-am făcut nicio șmecherie așa. Dacă ajung diseară la 12 noaptea acasă, mă culc la 12 noaptea, m-am trezit de dimineață la 10 și sunt un om nou. Nu știu. Ne-am cazat la Pullman Hotel lângă aeroport. Am prins biletele de la ora 9. Sunt la piscină, Dana e în cameră. Când nu avea slip cu ea. Eu mi-am cumpărat o pereche de boxeri din aeroport și am venit la piscină. Imediat vă arăt cum arată, e mișto rău, au și sală. Am făcut și o saună. M-am recreat bine de tot. Mă duc în cameră, cred că mă culc o oră așa de să mai revin un pic. Și mergem spre avion. Ajungem și noi diseară la ora 12.50, cred. 12.01, nu știu exact. La București. În sfârșit acasă, abia aștept, nu mai pot. Mi-e dor de pisică, băi. De laf.
sală, piscină, cascade. În sfârșit am ajuns acasă.